Soluția social-liberală este singura care poate duce la dezvoltarea României în viitorul apropiat, consideră profesorul Dan Voiculescu. Acesta spune că încă suntem captivi în mentalități care vin din trecut, iar asta înseamnă că trebuie să găsim dincolo de capitalism formula potrivită care să promoveze atât bunăstarea socială cât și creșterea economică cu respect pentru valorile democratice și libertățile individuale. Avem prea multe prejudecăți din anii 1945-1989 pentru a fi prea curând o țară cu adevărat capitalistă. Din fericire, însă, avem un popor deosebit de inteligent nativ care nu va mai accepta niciodată dictatura socialistă. Rezultă în mod logic că doctrina ideologică a României nu poate fi decât doctrina social-liberală. Am demonstrat asta și atunci când am conceput Uniunea Social-Liberală care a obținut cel mai mare scor la alegerile parlamentare a se vedea pe pentru a înțelege principiile acestei doctrine.